Se lucrează de zor la extinderea cartierului Henri Condă. Primăria Constanța vrea să construiască 16 noi blocuri, iar investiția totală se apropie de 10 milioane de euro. Așa cum știți și s-a anunțat, este prins și în buget, sunt bani pentru 16 blocuri. 10 vor fi făcute din bani exclusiv la bugetul local, iar 6 bugetul local și de la guvern. Sunt 144 de unități locative, respectiv apartamente și garsoniere. Cele 6 care sunt făcute la care vor veni bani și de la guvern sunt pe legea nouă a construcțiilor, în sensul că trebuie să fie mai mari spațiile. Constanțenii care locuiesc în blocurile alăturate nu privesc cu ochi buni intenția autorităților locale de extindere a cartierului. Mulți dintre ei spun că de când au fost aduși nevoia și prețul apartamentelor a scăzut, pentru că nimeni nu mai vrea să se mute în zonă. Da, locuiesc în zonă, gălăgie la maxim. Nu au pic de respect. Prețurile au scăzut la locuințe foarte mult. Nu prea mai vrea lumea să se mute în și zonă. Dacă vrei să-ți vinzi, să te muți, nu prea ai cum să-ți vinzi apartamentul. Am înțeles că se fură, să sparge mașini, să... Și ce o să facem? Nu trebuia în cartierul ăsta, da? Nu trebuia. Trebuia undeva duș mai la margine, prea... Nu trebuia în cartierul ăsta deloc. A, vine, a încercat pe la uși, la început, credea că pe aici e Maidan. Aruncă gunoaiele pe aici, știți ce e aici dimineața? Sunt unii care nu știu unde au trăit, n-au trăit în case de oameni, pur și simplu ca merica sălbatici. Un animal te înțelege, dar ăștia nu. Dacă îi spui, uite, nu e bine, fă așa, mai rău faci. Jumătate dintre locuințe vor fi destinate pentru persoanele evacuate din casele naționalizate, iar cealaltă jumătate va rămâne la dispoziția celor nevoiași. Autoritățile locale au promis încă de anul trecut montarea unui sistem de supraveghere în cartier, însă până în acest moment nu s-a rezolvat nimic.